Astăzi am venit în fața dumneavoastră să mă solidarizez cu comunitatea academică și intelectuală a Republicii Moldova, care trece printr-un moment extrem de dificil al existenței sale. Practic, guvernul Dodon, prin interpușii Chicu și Popovici, au procedat la cel de-al treilea asalt asupra științei istorice din Republica Moldova și au găsit un instrument mai neordinar de a decapita istoria din Republica Moldova, concursurile la proiectele de cercetare depuse în cadrul Ministerului. Ca să explic pe scurt, de aproape două luni, cercetătorii de la Institutul de Istorie a Academiei de Științe și mai recent transferați la Ministerul Educației nu și-au mai primit salariile, din considerentul că proiectele care au fost depuse nu au fost acceptate. Notele și punctajul care a fost dat acestor proiecte a fost unul tendențios. De obicei se găsește un expert care dă notă minimă și asta a dus la faptul că aproape în totalitate, cu excepția unui singur proiect, toți cercetătorii de la Institutul de Istorie a Ministerului, din subordonarea Ministerului, au fost practic indisponibilizați. Este o încercare repetată a guvernărilor de stânga, neocomuniste, de a distruge știința istorică și de a aplica o lovitură mediului academic și intelectual. Vreau să aduc aminte că istoricii au fost în prima linie a luptei pentru independență în Republica Moldova, iar declarația de independență stipulează foarte clar mesajul românesc al discursului istoric, care nu poate fi contestat de nicio guvernare, cu atât mai puțin de premierul Chicu. Anterior, în anul 1995, s-a făcut o încercare a guvernării agrariene de a scoate istoria românilor din școli. Atunci a existat un protest masiv al societății noastre care a permis menținerea cursurilor de istoria românilor. În anul 2007, guvernarea comunistă a lui Voronin a încercat din nou schimbarea cursului de istoria românilor prin istoria Moldovei și istoria integrată. De asemenea, s-a dat cu un eșec. Și acum guvernarea Dodon, prin mimarea concursurilor, de fapt încearcă anihilarea completă a științei istorice. Vreau să mă refer expres la declarațiile premierului Chicu, cinice și disprețuitoare la adresa mediului academic, să-i cer în mod public să-și ceară scuze, pentru că nu este de competența unui prim-ministru să aprecieze care ramuri ale științei sunt prioritare și care sunt secundare. Cercetarea nu este întotdeauna una care trebuie să-ți aducă bani. Cercetarea are menirea construcției unei societăți din punct de vedere intelectual, să fortifice fundamentele spirituale ale societății și statul trebuie să răspundă adecvat acestor cerințe. Este o situație jalnică în care a ajuns știința din Republica Moldova datorită gestului Partidului Democrat de a trece institutele de cercetare ale Academiei de Știință în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, o structură profund politizată, care la ora actuală și-a arătat pe deplin instrumentariul de care dispune atunci când dorește să anihileze o comunitate indezirabilă de intelectuali care încearcă să supraviețuiască. Dincolo de aceste aspecte, vreau să vă spun, distinși cetățenii Republicii Moldova, că la ora actuală asistăm la o tentativă de rescriere a istoriei,
de rescrierea discursului istoric, prin prezentarea conflictului de la Nistru ca unul fratricid, de război civil și așa mai departe, de răspândire prin școli și instituții a mitului Marelui Război pentru apărarea patriei, exact cum a fost prin anul 1944. Dovada cea mai elocventă este circulara Ministerului Educației privind consemnarea concursului Marelui Război pentru apărarea patriei, în contradicție flagrantă cu declarația de independență care condamnă explicit pactul Molotov-Ribbentrop și declarațiile Parlamentului European care recunosc complicitatea Rusiei și a Germaniei naziste, Uniunii Sovietice și a Germaniei naziste la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Și prin distrugerea practică a Institutului de Istorie se încearcă condamnarea definitivă a istoriei românilor în Republica Moldova. Solicit în mod expres Ministerului să prezinte rezultatul concursurilor, să vedem unde s-au dus banii pentru cercetarea istorică, care instituții au beneficiat și care este punctajul acordat. Solicit de asemenea de urgență convocarea Comisiei de Specialitate pentru a lua în dezbatere criza majoră a cercetării din Republica Moldova. Și nu mă refer doar la Institutul de Istorie, ci mă refer la toate institutele umanitare. În mod special, de urgență este Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, care este într-o situație similară cu Institutul de Istorie. Eu înțeleg că intelectualii întotdeauna au fost o masă protestatară incomodă regimului, dar fac apel în mod special la componenta Partidului Democrat care susține această guvernare socialistă să ia în calcul problema redresării științei istorice. Un caz la fel de ridicol în privința luptei cu publicațiile și cercetarea istoriei este cazul editurii Litera, care sub acuzația de calitatea hârtiei și a plumbului sporit a fost lipsită de mai multe cărți și învinuită de ministrul Popovici de chestiuni imaginare. Trăim cu regret într-o societate în care tot mai profund atestăm această umbră a lipsei de discernământ, a lipsei de respect față de mediul academic și intelectual. Fac apel la societate și la cetățenii Republicii Moldova printr-un reflex de solidaritate față de protestatarii istorici și ceilalți din mediul academic din fața guvernului să ne alăturăm, să susținem aceste demersuri. Atrag atenția statului român, instituțiilor române, guvernului, parlamentului, partidelor politice și ambasadei asupra acestei tentative ascunse a Moscovei prin interpușii Dodon, Chicu, Popovici de a distruge istoria și identitatea românească într-un mod în care permit instituțiile statului Republica Moldova. Atrag atenția ambasadelor din Republica Moldova, cele ale Uniunii Europene și a Statelor Unite, că asaltul Partidului Socialiștilor asupra mediului academic și intelectual nu este altceva decât o încercare de instaurare a unei dictaturi de tip stalinist. Vă mulțumesc!